Tot mă gândeam de la trecută ce pot să mai vorbesc despre identitate și cum aș putea să continui. Eram puțin într-o mică fază de tăcere a Domnului. Și cuvântul care îmi venea continuu era inima. Și azi vorbim despre inimă. De-aia zic că o să vorbesc totuși. Cum? Da, care este tare și cum poate să rămână tare. Și am pus câteva condiții pentru ca un credincios să vină înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi, de fapt, am vorbit despre cine suntem noi în Hristos și cum putem să fim libere, să fim liberi în El, ca să putem să venim să ne rugăm înaintea Lui. Și spuneam faptul că trebuie să fim conștienți de propria noastră stare de păcat, trebuie să ne stabilim clar starea în care ne aflăm pentru a putea să venim înaintea Domnului ca să fim vindecați și restaurați. Și săptămâna trecută am vorbit despre credinciosul care venea să roage și despre faptul că suntem iertați, suntem împăcați cu Dumnezeu prin sângele Fiului Său, suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem înfiați în familia Lui, suntem împreună moștenitori cu Hristos, toată prin Harul Său. Și avem o viață veșnică. Știți, Ioan, toată lumea, Ioan 17:3, care ce este viața veșnică? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos, Hristos pe care l-ai trimis tu. Esența vieții prin debiruința creștinului. Asta este viața veșnică, cunoștința. Și mă gândeam de multe ori, cum pot eu să înțeleg cu mintea mea, cum pot să mă simt ca fiul lui Dumnezeu? Orice om normal stă și te gândește, da, sunt om totuși, sunt un om, ne simțim mici într-un loc, pe acest pământ, între 7 miliarde. Cum pot eu, care m-am născut normal, să mă gândesc că sunt fiul de Dumnezeu? Ce înseamnă asta? Și am început să mă gândesc cumva cum e la regii de pe pământ. Și modul în care l-am înțeles a fost că sunt asemenea acelui frate al prințului moștenitor. Îl am pe tată, pe Dumnezeu tatăl, și am acea dragoste de tată și acel respect față și de frică chiar ca de un rege. Dar în același timp știu că fratele meu cel mai mare va fi moștenitor. Și eu voi domni împreună cu el. Asta a fost modul în care am putut eu să înțeleg cumva ceea ce vorbeam săptămâna trecută de a fi un prinț. De a fi un copil de Dumnezeu. Și nu știu, poate vă ajută și pe voi asta. Trebuie spus că un creștin nu e un simplu om care mărturisește că i s-a întâmplat ceva extraordinar, ci este, el este oricând gata și capabil să dea, să răspundă celui ce îi cere socoteală, nădejdea care este în el. Punctam faptul că nimeni nu se poate compara în mod consecvent, într-un fel, scuze, se poate comporta în mod consecvent, într-un fel, care este incompatibil cu propria lui imagine spre sine. Nu pot să mă comport ca un fiu de Dumnezeu când eu nu am o imagine despre mine ca un fiu de Dumnezeu. N-am cum, nu pot să fac asta. Și nu pot să vii înaintea lui Dumnezeu dacă nu ești conștient de faptul că ești neprihănit și ești sfânt. Ai fost neprihănit și sfânt printr-o chemare și prin Harul Lui. Și spuneam, da, așa este, sunt fiul de Dumnezeu, sunt neprihănit, sunt sfânt, dar ce faci? Mergi un timp, așa, o perioadă, fiecare am trecut. Și ce faci când cazi din nou? Ce faci când din nou păcătuiești? Nu se poate să nu păcătuiască, orice om va păcătui. În starea noastră de pământească păcătuim. Ce facem atunci? Și din propria experiență spun că e foarte greu să te ridici. Trec zile, luni poate ani chiar. Și cum mai poți să mai vii să mai mijlocești? Cum poți să mai te rogi lui Dumnezeu când știi că ești murdar? Și sau altă situație. Da, nu am păcătuit.
dar cumva începe să vină asupra mea o stare de apăsare, de o adormire, să spun așa. Încep să-ți pierzi vlaga și puterea. Ce faci atunci? Cum te mai ridici? Și atunci am început să mă gândesc, ca să pot răspunde la întrebările astea, am nevoie să înțeleg mai bine ce este omul, cum este omul, ce s-a schimbat la întâlnirea mea cu Hristos. Și hai să știm Romani 7. Știm toți asta. Să știe un adevăr că nimic nu bun nu ești în mine, adică în firma pământească, pentru că cei drept, am voința să fac bine, dar n-am puterea să-l fac. Căci bine pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădurarele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este mădurarele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Asta spunea Pavel. Și nu era la fel. Și era căzut ca și noi. Și el a simțit, ce pot să fac? Și el s-a întrebat asta. Și înainte de a continua discuția, vreau din nou să subliniez faptul că suntem vii în Hristos și că am murit față de păcat și suntem robi ai neprihănirii. Trebuie să ne amintim tot timpul asta. Și trăim prin credință, conform adevărului Dumnezeu. Păcatul nu mai are putere asupra noastră și Satana nu mai are putere asupra noastră. Trebuie să ne amintim asta. Iar ca și iar numai întâlnirii sau felurile de oameni, tipologiile de oameni, primul despre care o să vorbim este omul firesc. Imaginea este luată din acea carte pe care am mai spus și mi s-a părut foarte sugestivă, iar dincolo este o schemă, tot așa dintr-o carte luată, în care omul firesc are un suflet cu care gândește, simte și alege. Însă așa cum ne arată săgețile, mintea și ulterior emoție și voința sunt călăuzite de trup, ce acționează separat de Dumnezeu. Omul firesc poate crede că este liber să comportă pe voia lui. De vreme ce trăiește în trup, însă umblă conform poftelor cărnii și a firii sale pământești. Știm toți Galateni 5:19-21, nu o să mai amintim. Al doilea om, al doilea tip de om, cel duhovnicesc. Aici spiritul său s-a unit cu Duhul lui Dumnezeu. Iar viața duhovnicească, care a rezultat din această interacțiune, se caracterizează prin iertarea păcatelor, acceptarea în familie, realizarea pe plan personal. Sufletul omului reflectă starea generală de naștere din nou. Acum primește impulsurile de la Duh, nu de la trup. Mintea a fost înnoită și transformată. Reacțiile sale emoționale sunt caracterizate de pace și bucurie, care ia locul tulburării. E liber să aleagă umblarea în Duhul, în loc să umble potrivit firii pământești. Când un om duhovnicesc alege să trăiască în Duhul, viața sa este plină de roadele Duhului. Galateni 5:22-23, le știm toți. Iar trupul, și el este transformat, este locaș al Duhului Sfânt. Este acoperit de o jertfă vie în slujba, este oferit ca o jertfă vie în slujba lui Dumnezeu. Firea pământească, condiționată la o existență independentă de Dumnezeu, trăind sub puterea veacului, în fine, nu o să mai citesc toate astea, vreau totuși să mă grăbesc. Hai să trecem la următorul, la omul lumesc. Acesta ce este? Se aseamănă spiritului, este identic cu al omului duhovnicesc. E un creștin viu spiritual și declarat drept de către Dumnezeu. Însă aici ia sfârșit similitudinea cu omul duhovnicesc. În loc să fie coordonat de Duh, el urmează îndemnurile cărnii. Și ca rezultat, sufletul, mintea, este invadată de gânduri carnale, emoțiile de sentimente negative și cu toate că e liber să aleagă umbrarea în Duhul, el nu alege asta. Alege propria lui voință și calea trupului. Și trupul său fizic
care era un templu al lui Dumnezeu, e acum în paragină. Și experimentează aceleași simptome de turbare fizică care le are și omul firesc. Astea sunt cele trei tipologii de oameni. Pot spune că în urma întâlnirii cu Hristos, omul care îl primește se schimbă și devine duhovnicesc. Dar după un timp, mulți devin lumești. Și în desenele care le-am făcut, acele schițe, vedem un lucru comun. Săgețile se îndreaptă, sau vin dinspre minte, dinspre intelect. Punctul comun al lor este faptul că mintea este foarte importantă. Vorbim despre inimă. Dar mintea este cea care primește de la Dumnezeu adevărul său și de acolo e preluat de inimă și care produce emoții, naște dragoste pentru cel înviat. Iar de asta o să vorbim puțin de inimă. Noi m-am întâlnit ieri și cu Vali și tot cumva am căutat și eu să înțeleg până la urmă diferența între inimă și minte. Și până unde este inima, ce este inima, până unde este mintea, dacă mintea se rămâne doar la acel intelect, dacă inima este doar voință sau doar emoția. Și am discutat asupra unui verset din Ieremia, care toți îl știm. Știm faptul că scrie în proverbe faptul că inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Dar spune în Ieremia, dar în Ezechiel 36:26 spune clar, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și voi da inimă de carne. Și apoi continuă, voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele, să păziți, să împliniți legile mele. Și te întrebi, când s-a împlinit asta? Duhul știm că a fost rănoit, a intrat, este în noi. Păi și cu inima ce s-a întâmplat? Aici nu văd să fie o diferență de timp. Spune clar, inima și Duhul. Voi da o inimă nouă, voi pune Duhul meu în voi. Și toți avem Duhul Sfânt în noi, dar nu suntem conștienți de schimbarea inimii. Și aici afirmă faptul că omul duhovnicesc, și am văzut și în desene, întoarcem puțin la omul duhovnicesc, are inima complet schimbată. E acea inimă de carne și nu de piatră. Și te gândești atunci ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu inimile noastre? După cum spune aici, inima noastră a fost schimbată în momentul întâlnirii cu Hristos. La unii sau la unii nu. Depinde acum asupra, știți, pilda cu semințele. Dar cei care au avut inima schimbată, cei care ne aflăm aici, totuși am căzut la un moment dat. Și ce s-a întâmplat? Și atunci ne uităm la minte, pentru că vedem importanța minții în toate astea. Și am discutat puțin asupra gândurilor care ne vin. Și de unde pot să vină ele? Și unele pot să vină din modul nostru de gândire cel vechi. Am stat ani de zile într-un mod de gândire. Chiar dacă am fost născuți în familii creștine. Și am avut un mod de gândire al nostru, personal. Alte automatisme s-au creat de-a lungul anilor. Biblia spune toată la firea omului. Însă mai sunt și șoaptele celui rău. Cel pe care le aruncă satana. Gânduri, săgeți pe care le aruncă. Însă mai sunt acele gânduri care vin din Duhul nostru. Care vin, bineînțeles, la Duhul Sfânt. Pentru că Duhul nostru a fost schimbat și înnoit. Și acelea sunt gânduri de dragoste și de viață. Cu timpul trebuie cumva să ajungem, cred că mult, dacă nu, toată lumea are cumva momente în care nu știe cum să aleagă ce-i gândul meu, ce-i gândul lui Dumnezeu, ce-i gândul celui rău. În acel rău, gândul pe care îl aruncă așa, de așa fel încât să crezi că e al tău, întotdeauna. Și atunci cumva nu mai știi, vine de la Dumnezeu, ce fac eu oare, unde să mă duc, cum să fac să cunosc glasul. Iisus spunea că veți ajunge să cunoașteți glasul păstorului. Și totuși de multe ori nu ajungem asta. Și
Cum putem să facem asta? Știm clar faptul că câmpul de bătaie este mintea omului. Mintea omului este cea pentru care se luptă Satan. Și prin asta poate să controleze totul. Pe când Dumnezeu vrea să o schimbe. Și pentru a schimba, e nevoie de a face alegeri. În fiecare clipă facem alegeri. Știți 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm izvoririle minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Descrie foarte bine cele două tipuri de gânduri care apar în minte. Cele ale firii și ale celui rău. Și orice înălțime, știți la ce se referă. Citim Efeseni 6, știm ce sunt înălțimile, de unde pot să vină. Iar mintea noastră le preia cele gânduri și le transformă în acțiuni. De aceea creștinul e dator ca orice gând să-l pună sub lupă și să discearnă asupra lui. Trebuie lepădat sau trebuie păstrat în inima lui. El decide asupra inimii dacă este tare sau dacă este slabă, prin modul de a alege asupra lucrurilor. Aleg să am inima tare, aleg să am inima slabă. Aleg să am credință, aleg să nu am credință. Aleg să mă încred în Dumnezeu sau nu aleg. E foarte important modul în care alegem, modul în care punem problema până la urmă. Și de asta am mers foarte mult pe acest seminar înainte de a vorbi despre rugăciune, de a înțelege foarte bine cine suntem și de ce venim înainte lui Dumnezeu și cum putem să ne păzim de cel rău. O să avem un seminar despre cel rău, atacurile lui și ce poate să acționeze. Dar până atunci trebuie să avem acea libertate de a veni înaintea lui Dumnezeu. Și știm toți versetul, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că genia este izvoarele vieții. Iisus le vorbea despre inimă. În Marcu, tot nu pricepe și tot nu înțelegeți, aveți inima împietrită. De tot spunea, foarte mult se vorbește despre inimă. Și ei n-aveau mintea aceea schimbată. N-aveau Duhul Sfânt coborât și transformat. Și nu puteau să priceapă, încă nu puteau să înțeleagă. S-a avut o schimbare foarte mare la Petru, în momentul când a coborât la Rusalii. A fost schimbarea pe care n-a avut-o înainte, chiar dacă a fost 3 ani și jumate cu Iisus. Și e important ca să-ți păstrezi inima curată și neîntinată. Pentru că altfel se va din nou, se va împietri. Și haideți să privim acum din nou la Pavel. Pentru că trebuie să aflăm cum să trăim ca niște oameni liberi. Și Pavel în Roman 7 și 8 spunea: astfel dar cu mintea eu slujez legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujez legii păcatului. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnele firii pământești, ci după îndemnele Duhului. În adevăr, legea Duhului dă viață în Hristos. Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și cum înnoiesc eu mintea mea ca să umblu după îndemnele Duhului? Umplând-o cu cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni, pacea lui Hristos stăpânească în inimile voastre. Cuvânt, și continuă, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Nu poți să schimbi mintea fără cuvânt. Nu poți să primești. De unde se iei? Informațiile pe care ai și tot ceea ce primești din lumea asta sunt împotriva lui Dumnezeu. Oricât ai stat la discuții cu orice om mai învățat, dacă nu ai cuvântul, degeaba. Iar cuvântul este cel care, în momentul când îl strângi, poți să vezi mai bine minciuna și înșelăciunea celui rău. Nu ai altfel cum să o pui. Cum să o pui în balanță? De unde vine acel gând sau de unde vine celălalt, dacă nu am cuvântul? Nu poți asta. Și știm clar că la un moment dat fiecare om cade. Dar momentul în care cădem, acel moment nu va mai fi atât de lung. Scopul nostru este ca, exact ca și Pavel, ne ridicăm și continuăm alergarea. Nu mai cad și stau acolo un an, doi, zece. M-am ridicat și Dumnezeu are puterea să mă restaureze de fiecare dată. M-am ridicat și am continuat alergarea. Și atunci viața noastră devine plină de rodire, până la urmă. Pentru că pot să, acel timp al meu, să-l micșorez și acel timp de alergare să-l cresc foarte mult.
Și umblarea noastră devine realitate o singură remarcă mea în timp ce mă gândeam era fapt asupra ispitei. În momentul când zăbovești foarte mult asupra ei, va produce emoții înăuntru tău și vei cădea. Iisus imediat, în momentul când a venit ispita, a aruncat-o imediat și a dat răspunsul care trebuia. Dacă stai și te gândești, oare așa să fac? Da, mi-ar place chestia asta. Vei cădea. Nu acum, data viitoare, sigur. Ispita trebuie aruncată foarte rapid și de asta spun de cuvânt. Nu poți să vezi care e ispita dacă nu știi cuvântul. Sunt legate totul. Iar modul meu de gândire, agerile pe care le fac, creează automatisme de gândire. Așa cum de-a lungul timpului s-a creat un mod de gândire, după întoarcere, e nevoie ca să-mi creez un alt mod de gândire conform cuvântului. Și mintea mea, atunci poate să ajungă să slujească legii lui Dumnezeu. În momentul căderii, mintea vine și mă ridică, prin puterea Duhului Sfânt. Așa spunea versetul. Mintea mea vine și conform legii mă ridică. Nu trebuie să uităm de umblarea prin Duhul Sfânt, pentru că asta înseamnă relație. Și nu e numai mod de a gândi și de a te comporta. Gândiți la o căsnicie. Soții fac tot timpul ce trebuie, știu exact pașii care urmează, pas după pas știu ce vor face. Asta e o căsnicie plăcută? Când fiecare, exact ca doi roboți, fac ceva. Dumnezeu vrea relație. Și noi vrem o relație și nu vrem o căsnicie în care știm ce facem și știm exact cum va reacționa celălalt. De asta e nevoie de umblarea în Duhul. Indiferent că mintea mea este transformată, dar întotdeauna trebuie să nu uităm că avem o relație cu El. Și prin relația aceea suntem schimbați și există chiar și bucuria ridicării. Atunci când te ridică din nou Dumnezeu. Nu e chiar așa de rău să cazi. E rău, dar nu e chiar așa de grav să cazi. Dumnezeu vine și te ridică de fiecare dată. Și de asta, într-o gândicie, e nevoie de comunicare. De asta învățăm despre rugăciune. Pentru că dacă nu comunicăm cu Dumnezeu, nu putem să rămânem tari. Și cam asta am vrut să spun astăzi. Am grăbit cât am putut. Dar un singur lucru aș vrea, un gen mică temă de casă. Gândurile noastre care le avem, ce aș putea să fac? Uite, aș vrea să mă duc acolo, dorințele pe care le avem în inima noastră și le gândim. Hai să le transformăm în rugăciune. Doamne, ajută-mă să mă duc să fac acel lucru. E vorba de a-ți transforma modul de gândire. Fiecare om are gândurile lui interioare și viața lui interioară. Încearcă cumva să o transformă într-o relație cu Dumnezeu. E o încercare, nu știu. Aș vrea totuși săptămâna viitoare, dacă mai fiți pe aici, să-mi spuneți dacă ce ați reușit cu asta. Fiecare gând care îți vine și te gândești ce să fac în situația respectivă. Pune, Doamne, ce să fac atunci? Pune un Doamne acolo. Să-mi ce iese.